Bracheter și Daniel Sandoval la 9:31 de minute. Tuesday se numește piesa pe care tocmai am auzit-o. Bari, nici că se putea mai bine dimineața asta să găsim un invitat mai bun pentru topicul pe care l-am abordat până la această oră și poate continuăm discuția și de acum încolo. Cu atât mai mult cu cât astăzi este Ziua Internațională fără fumat. Și dacă o să vorbim despre sporturi, dacă o să vorbim despre sport, despre efort, despre disciplină până la urmă și despre tot felul de lucruri, da? Și nu numai, este și ziua filosofiei și crede-mă, da. Cătălin este 2-in-1, mai mult de atât, dar cel puțin 2-in-1 avem. Este Cătălin Vlad în studioul București FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața voi și ascultătorilor voștri, mulțumesc pentru invitație! El este absolvent al Școlii Naționale de Antrenori Disciplina Kempo, arbitru internațional de grappling și Gi-no-gi. Nu mă pricep, n-am făcut niciodată este, după cum este, da? Să spunem, kimonoul, îmbrăcămintea. Ah, ok. Da, multiplu medaliat internațional la grappling și brazilian jiu-jitsu, președintele ACS Brave Combat, da. Reprezentat Medside Jiu-jitsu în România, reprezentat Combat Wrestling în România, mai e? Este un stil, o să explic. Nu mai e de citit asta, no, să zic. Nu mai e de citit. Cam multe pentru un tânăr. Centura neagră 3 Dan Kempo, centura maro jiu-jitsu brazilian și instructor certificat Nuda Max Training. Nu sunt tânăr. Sunt sunt destul de vechi pe pământul ăsta. Fumător? Am fost. Cât timp? Oho, cred că am început pe la 14 ani. De vreme. Am ștate vechi. Așa. M-am lăsat odată la începutul facultății și m-am reapucat după. Am mai fumat câțiva ani, cred că cam așa vreo 4-5 și m-am lăsat brusc. De ce te-ai lăsat? De ce ai decis să te lași de fumat? Pur și simplu, pentru că... Nu mă simțeam bine. Erau multe lucruri care le simțeam în regulă cu mine, pornind de la respirație, pornind de la și trecând pe la efort, pe la faptul că atunci când aveam o activitate fizică, tu fiind sportiv simțeam, și atunci. Făceam mai mult de agrement de întreținere. Și simțeam atunci când făceam efort că respirația mea se taie după ar trebui puțin să, timp. Să definim ceva, și anume există sportul, da? Dar sportul este de agrement, cum spuneam Cătălin, și aici așa. Înseamnă că este cel de întreținere. Și mai sportul de performanță. Sportul Sigur. De performanță, cele două sunt foarte, foarte diferite ca abordare. Bari ar vrea să devieze un pic discuția, dar eu nu mă las. Nu, revenim. Cum ai reușit să te lași de fumat? Pur și simplu. Adică am spus că nu mai fumez. Mai aproape de microfon, te rog. Am zis că nu mai fumez într-o zi și asta s-a întâmplat. Da. Pentru că nu pot să o iei chestiunea, da, chestiunea cu reducerea numărului de țigări. Te rog să fii foarte atent, Bari, da? Schimbarea, adică acum nu mai fumez, nu știu, țigaretă și fumez pipă, asta e o poveste. El a zis că are nevoie de o lună de zile să se pregătească psihic. Mental, să mă pregătesc mental. Sunt oameni cărora le place să fumeze. Și eu am fost unul dintre ei. Și mie îmi place, eu am recunoscut. Nu e vorba numai de nicotină, că na, eu știu, deci creează atunci când o îți dependență. Să te lași, de acel ritual. Atunci țigările pur și simplu, nu-ți mai dai o lună break, știi? Nu, e similar cu alcoolul, femeile și așa mai departe. Știi că de linie? Nu putem pune, stai, nu compara lăsatul de fumat cu... Similar. Fii atent, de la Cătălin mai putem învăța ceva. Eu când l-am cunoscut, el avea un număr de kilograme. Câte kilograme aveai atunci? Aveam, cred că 107-108. Și acum cât ai? Mai puțin cu 10. 10 chiar 11. Cât mine? Da, corect, așa este. Dar este mai înalt decât tine. Păi nu? Da, așa este. Sportul te-a ajutat să-ți întreții în starea fizică? Te ajută în primul rând psihic. Fizic, da, dar există și latura mai puțin plăcută, adică intervin supra-solicitări care duc în accidentări, te pot ține pe bară și pentru un om, dacă nu e, sigur, pentru sportul de întreținere trebuie mare atenție. Trebuie o încălzire adecvată, da. Trebuie avut grijă la ce se întâmplă în sală, parteneri și așa mai departe. Sigur că e responsabilitatea și a antrenorului. Uite, pentru ce se întâmplă. Uite, drept de vadă ce s-a întâmplat azi dimineață, azi noapte. Am mai pierdut un mare fotbalist din
generația de aur a fotbalului nostru, pentru că, din păcate, de atunci n-am mai avut o generație de aur. Știi ce se întâmplă? Discutam cu un prieten chiar azi noapte și sigur că la e o vârstă, să zicem, poate spun prea mult critică, 40, după 40 la bărbați, sigur trebuie făcute niște controle, dar pot să fii, aparent pot să fii foarte sănătoși și inima să cedeze și nu știe nimeni de ce. Dușmanul principal e stresul. Pe de altă parte, sigur că la sportivii de mare performanță, apar, performanța duce, se atinge undeva la un anumit nivel cu moartea. Adică e o supra-solicitare maximă. Deci ai impresia că ești foarte sănătos și la un moment dat cedează ceva. Fără niciun fel de simptom, adică... Fără niciun fel de simptom. Da. Pur și simplu cazi și nu știi de ce. Acum dăm voie, Răzvan, să le explic oamenilor de ce m-am vrut să-l avem pe Cătălin aici în studio în fața microfonului, pentru că povestea sa este, pentru mine este una fascinantă. În 2010, dacă mi-aduc bine aminte, nu? El a suferit o astfel de accidentare, de fapt nu una, cred că ai avut mai multe. Da. Medicii ce ți-au spus atunci? Păi primul medic, deci prima accidentare care am avut la coloană, au fost niște hernii de disc, mai multe, așa, și medicul respectiv, o somitate în domeniu, mi-a spus, zice, ok, nu e chiar cazul de operație. Domnul Prescu? Prefer să nu, să nu dau nume. Deci nu era așa. Domnul Prescu. Nu, domnul Prescu, nu. Și? Și mi-a zis, zice, nu e cazul de operație încă, da, dar de acum faci tenis. Adică tenis, tenis de câmp sau de masă? Cred că de masă, mai degrabă. Cred că mai degrabă de masă. Da. Așa, după asta am încercat să mă recuperez cu metode ortodoxe, neortodoxe și așa mai departe, pentru că am cunoscut oameni destul de interesanți, am trăit tot felul de experiențe și mai plăcute și mai puțin plăcute, serios. Dar operația a avut pe genunchi. Operația s-a dus pe genunchi pentru că la un moment dat, după ce am terminat cu recuperarea pentru spate, n-am fost cu minte. Și din nou am reluat antrenamentele, n-am fost atent și a recidivat o accidentare mai veche, deci, la genunchi. Ca o concluzie, hernie de disc, coloana cu probleme, genunchiul cu multe probleme, așa și operat. Sigur. Cum și ai reușit să ajungi la noi? Nu, da, corect. Și totuși, cu toate astea. Cu toate astea, sigur, a fost un obiectiv mental, a fost o limită pe care am vrut să-mi o depășesc. Dacă mă întrebai cu un an în urmă ce voi mai face cu competițiile, spuneam categoric nu. Deci spuneam că nu o să mai intre niciodată, pentru că vreau să învăț de profesia mea de antrenor, să am grijă de elevii mei și să merg înainte, să fiu cât mai mult timp pe tatami, pentru că știam că și este firesc, o nouă accidentare importantă te face să te lași de orice. Însă ai fost la campionat. Am fost la campionat, am fost anul ăsta începând cu campionatul european. Sigur că trebuie să spun că cel care a dat impulsul, pentru că singur aveam destul de multe dubii cu privire la chestia asta, este președintele Federației Române de Kempo, Domnul Zaharia, Amata Zaharia. Un nume greu. Da, și un om, un tip deosebit, da. La momentul ăsta este membru în comitetul executiv al CSR. El a avut ideea, pentru că mergeam în calitate de arbitru și mi-a zis, domne, știi care e chestia, eu te pun și pe listă ca să concurezi. Și am spus eu acolo, pentru că știam nivelul era destul de ridicat. Și el zice, da, nu e niciun fel de problemă, ai destul de experiență, deci, dacă se întâmplă ceva, știi ce trebuie să faci, nu e niciun... Încerci, da? Okay. Încerci, ești arbitru, poți să și concurezi. Deci ai fost și mai concurent departe. Și arbitru. Am fost și concurent și arbitru. Asta sigur la europene că sau la mondiale? La europene. Okay. Sigur că acolo ideea a fost următoarea. Probabil că eu am plecat cu targetul mental să intru pe saltea și să nu mă accidentez. Ok. Am ajuns aproape de un rezultat, am ajuns să simt salteaua și ceea ce așteptam eu de la competiție s-a transformat brusc într-un obiectiv
mai mare. Ți adică, mi s-au schimbat obiectivele și am început să mă antrenez intens, okay. Să-mi propun să dau jos kilograme, pentru că nu mai vreau să concurez la o categorie la plus 100, poți să întâlnești, am avut la europene, om de 135 de 155 la 2 metri și un pic. Și tu cât aveai? Câte kilograme? Eu aveam atunci 107. 107. Adică, și, deci să fim serioși. Și, da, okay. Da. Și ai întâlnit, aveai de asemenea adversari cu câți ani mai tineri decât tine? Păi erau cu 10 ani mai cel puțin 10 ani mai tineri decât mine și eram cel mai ușor, să zic așa, pe categorie, pe plus 100, și atunci mi-am dat seama că trebuie să scad. Și cu toate acestea, n-ai venit cu mâna goală de acolo, de la aceste importante competiții. La europene am venit cu mâna goală, okay. Deci doar cu experiența de arbitru și experiența de competitor. Dar și asta m-a făcut, impulsul. Asta m-a făcut să trag tare. Să modific stilul de viață, pentru că până la urmă de asta vorbim. Da. Să vreau să depășesc niște limite și să fiu un exemplu pentru elevii mei până la urmă și pentru cine vrea să facă sport. Și cine vrea să-și depășească anumite limite. Uite, vorbim și despre asta imediat, și despre elevii tăi, și despre cum ajungem să facem sport și până la urmă ce abilități sau ce fel de aptitudini ar trebui să avem pentru astfel de sport. Știi, asta mi-a plăcut la el, pentru că nu este vorba neapărat de medalii sau de cupe, ci de depășirea unor limite. Corect. Păi, până la urmă spre asta accedem cu toții. Da. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat în Bună Dimineața București, aici pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Bună dimineața. Neața. Can't let go de la Fadey, 9:46 de minute în Bună Dimineața București pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Vorbim în continuare cu antrenorul de învingători, așa cum l-am denumit noi pe bucureștefm.ro, pe Cătălin Vlad, invitatul nostru din această dimineață. Vorbeam un pic mai devreme despre elevii tăi, Cătălin. Cum poate deveni cineva elevul tău și ce fel de abilități trebuie să aibă pentru chestiunea asta? Păi e foarte simplu, pe mine mă găsește, sunt am sala de antrenament a clubului meu. În ce zonă? În sectorul 4, zona Luică, este sala clubului Macoriu Gym. Prieteni Din mutat, pentru că prieteni din judo, jiu-jitsu și judo, sigur sunt complementare. Și mai sunt de găsit la Respect Gym, brandul arhicunoscut din lumea kickboxingului. Au divizie mai nouă, au divizie de grappling, jiu-jitsu și MMA. Da, mai sunt de găsit acolo, deci în două locuri. Este simplu, oamenii pot să vină, discutăm, vedem ce preferințe au, dacă au mai făcut sport înainte, și atunci încadrez în grupa care le place. Care este cel mai mic elev al tău? Păi, să spun din start, antrenez și copii de la 6 ani. Dar predilecția mea este pentru adulți. Da, pentru că, mă rog, el are alte obiective. Okay. Da, dar am și copii pe care îi antrenez, însă copiii la vârsta asta fac mai mult pentru coordonare, pentru postură, pentru... Deci nu vă așteptați să aveți campioni la vârste foarte fragede, pentru că de regulă părinții care își duc copiii la sport au multe, foarte multe așteptări, mult mai multe decât copiii în sine. Dar care este cel mai cel dintre seniori atunci? Păi... Există limita de vârsta pentru chestiunea asta? Nu. Sunt oameni care vin și la 60 de ani pe saltea să se simtă bine, să facă sport pentru stil de viață, în primul rând. Că mai pot să lucrez cu un domn în vârstă, era senior, vai ce verde era, ce dur, corect, ce țapăn. Corect. Când am pus mâna pe musculatura dânsului, deci am nebunit. Corect. Nu eram eu. Și sunt din diferite profesii, diferite abordări, adică de la oameni cu studii universitare până la oameni cu studii medii sau cu profesii destul de cotidien. E periculos sportul ăsta în vreun fel? Nu știu, întreb și eu, ca un nepracticant. Și dacă mergem pe stradă, în traficul ăsta e pericol. Am văzut că prin București cad balcoane, când bate vântul mai tare, cad reclame. Important e să schimbăm ceva în rutina zilnică, adică prea mult stăm și cu telefonul în mână, și în fotoliu, și la televizor, și mai știu unde, și cred că a intra într-o sală și a petrece o oră, două acolo, cred că e un lucru foarte bun. Uite, depinde ce îți dorești. Un alt lucru de mi-a plăcut la Cătălin a fost faptul că el nu urmărește să
formeze războinici, știi? Există miturile astea, când te duci în sală, tu vrei să ajungi, știu eu, Miyamoto Musashi sau Van Damme sau Bruce Lee sau... you name it. Da, da, e epitetul ăsta la modă, bombardier. Adică mi se pare, mi-aduce aminte de așa, nu știu, de invazia americană cu B-52 și așa mai departe. Da, nu, sunt, ține și de comerț promovarea sportului, pentru că la un moment dat poți să-l înnebunești pe un neștiutor și să-i spui, da, ți-ai ok, participi particip la niște antrenamente și după aceea o să devii, mai știu, o să zbori pe clădiri. Și, da, și creduli sunt mulți, pentru că de asta apar tot felul de maestri care se joacă cu energiile, așa cum vorbeam cu Laufer înainte. Oamenii care știu ce trebuie să facă nu sunt chiar printre noi la fiecare colț de stradă. Și nu sunt cu firma luminoasă. Sigur. Cu multe beculețe și cu sărele în coadă. Nici vorbă. De asta sunt mulți excroci în zona asta care promit multe și fac puțin. Oricum, bănuiesc că de ce un sport de contact tu l-ai recomanda unui om normal, obișnuit? Pentru că ce nu are sparing, adică sparingul e zona aia în care testăm tehnicile. Ai partener, poți să faci ceva care să-ți folosească nu numai ca întreținere efectivă, ca să știu eu să ajuți la slăbire, să arăți bine, să te simți mai bine ca și tonus, ci și pentru autoapărare. Pentru că, hai să fim serioși, sporturile marțiale, sigur, au zona de performanță, au zona de agrement, dar dacă facem un sport marțial, hai să-l facem să simțim și... Asta a fost esența și asta e esența lor, autoapărare. Trebuie să subliniem faptul că sălile de arte marțiale nu produc bătăuși, nu sunt... N-are nicio... Adică cine vine să spună vreau să învăț bătaie, sigur, e invitat foarte frumos într-o zonă din asta mai puțin, cum să zic, prietenoasă din București, se poate duce acolo și se poate rezolva problema. Asta spunea Mihaela noastră, Miaela, spunea că vrea să bată și a zis nicio problemă, te iau unde? În Zăbrăuți, ai zis. Da. Putem merge acolo, o lași și problema se rezolvă foarte simplu. Da, oamenii au la un moment dat niște abordări despre lucrul ăsta cu într-o sală de arte marțiale uneori greșite. Adică au impresia că merge acolo ca să te bați, au impresia că... O să mergi vână pe stradă sau la serviciu? Da, nimeni... Eu prefer să fac jiu-jitsu brazilian și grappling. De ce? Pentru că în zona asta nu am lovituri de pumn și de picior. Am luxări, strangulări și așa mai departe. Sigur că este un punct de plecare către artele marțiale mixte, dar nu toți ajung acolo. Da? Deci, vorbim de performanță și de agrement, așa cum spuneam. Ne primești măcar o oră, nu știu dacă... Să încercăm și așa. Noi să vedem sigur că treaba în realitate. Răzvan... Așa, de pe marginea saltelei e ușor altfel de vorbit, da. Din saltea este altceva și chiar ar fi nemaipomenit să facem un live de acolo. Okay. Da, ar fi interesant. Dar da. Mai întâi trebuie să aveți grijă cu țigările. Da. Ok. Eu am propus tot asta. Că tot e ziua despre care vorbeam. Și sigur, ne putem distra fără probleme. Stăm cât vreți voi. Da, pentru că nu este totul așa, știi, pus la linie. Există și distracție. Da. Ok. Da, Cătălin Vlad, mulțumim tare mult pentru că ne-ai onorat cu prezența. Sper să ne mai vedem și într-un alt context, nu doar la radio. Cu siguranță. Tot zis că ne vedem. Mulțumesc multă, și eu. Multă baftă și îți dorim să... Fii făuritor de oameni frumoși. Nu neapărat de războinici, pentru că războinici știu că nu este în targetul tău. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc frumos, îmi iubesc elevii și sper ca fluxul să fie reciproc. Mulțumesc frumos. Mulțumim mult de tot și vouă. Ne reauzim de la ora 6:30 de minute mâine trecută fix. Da, tot aici pe cei 98.3 FM. Până atunci, Răzvan și Bari vă spun bye. Bye bye. Răzvan și Bari joacă la dublu în Bună Dimineața București. BFM, cu puteri sporite.